Loganul galben al poliției, dotat cu aparat radar, s-a făcut scrum pe DN1 între Secel și Seliște. Autoturismul neinscripționat era folosit în acel moment pentru depistarea șoferilor care apasă prea tare pedala de accelerație. La un moment dat, agentul aflat în autoturism a simțit miros de fum și a sunat la 112. Niciun șofer aflat în trafic nu a sărit să-l ajute să stingă incendiul. Agentul de poliție rutieră, simțind miros de fum și observând fumul care ieșea din partea superioară a autovehiculului, a ieșit din autovehicul, a încercat stingerea incendiului cu extintorul din dotare, însă nu a reușit. Întreaga aparatură de supraveghere video și de măsurarea vitezei de deplasare a fost distrusă de incendiu. Fiind multe materiale combustibile într-o mașină și poliuretan și materiale care ard repede și cu degajări mari de fum, mașina a ars foarte repede. Este un incendiu violent, numai că și cu puțin pericol, da, că există și el pericol de explozie, numai că dacă s-a intervenit destul de repede, a fost evitat acest pericol. Autoturismul era în dotarea poliției sibiene din 2006. Autovehiculul nu a avut probleme tehnice, chiar în urma discuțiilor pe care le-am purtat cu colegii noștri din cadrul serviciului logistic, am stabilit faptul că acum 2 săptămâni autovehiculul a ieșit din revizia periodică la care a fost supus. Pompierii urmează să afle cauzele incendiului. Cauza incendiului este în curs de stabilire, deci în acest moment se analizează, urmând a fi comunicată în cel mai scurt posibil. Polițiștii spun că deocamdată nu au fost stabilite pagubele în urma incendiului. În dotarea IPJ Sibiu mai există o singură mașină radar neinscripționată.